Locuri de promenadă, pistă pentru bicicliști, fântâni arteziene, locuri de picnic, cam de aceste lucruri vor beneficia reghinenii în clipa în care proiectul înființare Parc Nou în municipiul Reghin va fi terminat. Pe hârtie totul este foarte bine pus la punct, pentru toate nevoile cetățenilor din Reghin existând câte o soluție de agrement. La ultima întâlnire a celor 19 consilieri municipali din Reghin, proiectul cu pricina a primit undă verde. Pentru ultima de zi, proiectul hotărât prin realizare de spații vechi în localități. Avizul comisiilor. Comisia economică. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Comisia de urbanism. Aviz favorabil. Comisia de cultură. Aviz favorabil. Discuții. Administrația locală dorea de multă vreme să transforme zona de la Pădurea Rotundă într-una de agrement, astfel reghinenii nu trebuie să se deplaseze în alte zone pentru a se relaxa într-o atmosferă plăcută. Încercăm să accesăm un program finanțat de guvern, bineînțeles, care prevede modificarea acelei zone. Cum? Pe partea stângă, cum ne urcăm, acolo vor fi amenajate terenuri de joacă, un anfiteatru cu scenă cu tot, locuri de parcare, va fi amenajat și un pârâiaș cu mai multe lacuri, bineînțeles, de, nu pentru a se face înot, ci pentru a reîmprospăta acel aer, să fim în omul să se simtă cât mai bine în mijlocul naturii. Bineînțeles că vor fi implementate și terenuri de joacă pentru copii și zona verde va fi îmbunătățită cu gazon, cu gard viu, cu pom, bineînțeles așa, după proiectul aprobat ieri. Costurile pentru asemenea lucrare de anvergură se ridică la o sumă destul de consistentă, după cum ne-a spus și edilul local. Important este că acești bani se cheltuiesc pentru o investiție pe care și nepoții noștri o vor folosi. Investiția preconizată după un debit estimativ este în jur de 27 de miliarde de lei vechi, deci 2.700.000 de lei noi. Noi avem un aport propriu de aproape 40%, sperăm să obținem restul din finanțare de către guvern. Acest program va fi lansat în ianuarie anul viitor. Până atunci noi vrem să fim pe stand-by, să zic așa, că atunci când se va lansa programul să fim printre primii care depunem pentru accesarea acestor fonduri. După ce investiția de la Pădurea Rotundă va fi gata, rămâne un singur lucru de făcut pentru reghineni. Să aibă grijă de acel parc, să-și amintească faptul că suntem europeni și să-l folosească în limitele bunului simț. Pădurea Rotundă este locul unde reghinenii își petrec în general timpul liber, mai ales în weekenduri. Această zonă va intra într-o renovare, ca să zicem așa. Vor fi locuri de picnic, alei și, în special, locuri de joacă pentru copii. Pentru Jurnalul de Reghin, Vasile Cernea și Marius Tomolea.